Salutare! Eu sunt Feli și bine ai venit pe canalul meu. Dacă ești nou pe acest canal, cred că știi ce ai de făcut, adică apasă butonul de subscribe de acolo. Apasă. Dacă ești vechi, știi cum să treaba, așa că rămâi în continuare. Astăzi mi-e postre ceva dulce, așa că o să facem tartă cu ciocolată, cu ciocolată albă mai exact, pentru că vrem să rămânem în formă. Speranța mare ultima, nu vrem să ne îngreșăm, așa că haideți să vedem. Am aici 200 de grame de ciocolată albă, am 200 de grame de unt, dintre care voi folosi jumate pentru aluat și un sfert pentru crema de ciocolată, două din care vom folosi doar gălbenușul, un praf de scorțișoară, puțină esență de vanilie, o lingură de cacao, cam 250-300 de ml de lapte pe care vom folosi atât la aluat cât și la crema de ciocolată, făină, o să folosim cam 350-400 de grame de făină, zahăr, o să pun după gustul meu pentru că nu vreau să fie foarte dulce, aici puteți să vă jucați, și un praf de sare. Vom începe prin a cerne făina, pentru că vreau să fie cât mai aerată. Făina oricum este curată dinainte, dar pentru că vreau să o aerez mai bine, o să o cer. După ce am cernut făina, o să cern și cacao. Acum o să pun două linguri de zahăr. Dacă vă întrebați de ce am pus zahăr tos și nu pudră, pentru că atunci când se va coace, vreau să se caramelizeze într-un fel zahăr. Din această cauză nu am pus zahăr tot. Un praf de sare și vom amesteca făina cu unt. Untul, atenție, dacă doriți să vă iasă un aluat cât mai bun, l-am lăsat la temperatura camerei. Și un praf de scorțișoară. Din nou, este o preferință de-a mea, dacă nu vă place scorțișoara, nu puneți. Am așa arată făina incorporată bine cu untul. Acum o să pun câteva lingurițe de lapte, la foarte mult, în jur de 3-4 linguri de lapte. Cât să lumezezi puțin. Mai bine puneți laptele treptat, nu puneți totul dată. După cum se vede, aluatul nostru începe să se prindă, să se lipească. Așa că acum vom pune un gălbenuș, două de le punem pe rând și vedem cum se comportă. O să mai frământ puțin, ca să fiu sigur că au incorporat bine toate elementele. După cum se vede, este un aluat sfărmicios, dar nu foarte sfărmicios, dacă se vede. Trebuie să ne mișcăm repede să nu se topească de tot untul din interior. Aluatul meu este gata. Acum o să-l înfolie și o să-l pun la frigider pentru cel puțin jumătate de oră. Aluatul meu s-a răcit. Acum o să-l întind. Cum se vede, este sfărmicios. Bine, dacă nu sunteți sigur că îl puteți întinde cum trebuie, așa cum este, îl puteți întinde între două foi de copt. Deci am întins aluatul bine, l-am pus în tavă. Nu v-am mai arătat această operațiune pentru că a fost un pic dificilă, pentru că nu am făcut cu hârtie de copt. Am vrut să văd dacă merge și așa. Și se pare că merge. Ne trebuie neapărat hârtie de copt sau folie de plastic să întindem aluatul. Acum o să încerc să-i tai marginile cât mai frumos posibil. Și acum îl putem aranja puțin. Sper că le-am tăiat egale marginile. Dacă nu sunt egale, nu este problemă, pentru că eu voi mânca, așa că nu sunt foarte pretențios. După cum se vede, este cum trebuie. Acum voi face un lucru nu foarte ok. O să pun folie de aluminiu. Și aici o să pun orez. De ce pun orez? Pentru că
atunci când se va coace aluatul meu, s-ar putea să se deformeze. Și punând dorez sau orice alte babe uscate, fasole, ce aveți prin casă. Se spune ca să aplicăm o greutate cumva pe aluat, să nu se umfle, să nu se deformeze. Acum o voi pune la cuptorul preîncălzit, timp de 15 minute, cel puțin, mai verific între timp, la 200 de grade, dar puteți face și la 180, 190, dar va dura puțin mai mult. Dar fiind un aluat tare și crocant, se va face mult mai repede, în 15 minute, la 200 de grade. Acum vom continua cu crema de ciocolată albă. Am pus și o oală la fiert pentru bemarin. Nu uitați, niciodată apa nu trebuie să atingă bolul în care topim ceva sau în care facem un sos. V-am mai spus. După ce a bolborosit apa, vom scădea focul la temperatura minimă. Când s-a topit un pic, vom pune și untul la temperatura camerei, pentru că așa se va topi mult mai bine și mult mai repede. În ciocolată nu voi pune zahăr, pentru că este deja dulce. Este ciocolată de lucru, pe care o puteți găsi aproape peste tot. Dar puteți pune ce ciocolată preferați. Când aproape s-a topit de ciocolată, o să pun și laptele, puțin câte puțin. Dacă nu doriți să faceți cu lapte, puteți pune smântână lichidă. Și ca să fim siguri că nu se taie, o punem într-un bol cu apă rece. Așa o oprim din gătit, pur și simplu. Încă nu vrem să se gătească, vrem să se topească. Și între timp amestecăm. Aluatul meu este copt, a și răcit puțin. Am uitat să precizez însă în aluat să punem și puțin praf de copt. Acum că s-a răcit puțin tarta mea, aluatul de tartă, o să punem crema. Deși ea s-a răcit puțin. După cum se vede, s-a și întărit. Și am aici niște cubulețe de la o ciocolată pe care o prefer, albă. Și cam asta este nebunia, o să o las la frigider până când se va întări cum trebuie crema și te vedem după. Tarta mea este gata, acum o voi tăia și hai să vedem ce rămâne aici. Acum hai să vedem și cine a ieșit, dacă ne place sau nu. Se sumână pe toate, ca să vă spun. Aceasta a fost prăjiturica de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un mare like, subscribe și share, doar dacă ți-a plăcut. Dacă nu, asta este, nu tot o să mănânc toate nebunile pe care le fac, așa că, pa! Astăzi vă fac o tartă de ciocolată. De ciocolată.